Cozonac și pască. Îl facem acasă, îl cumpărăm online, mergem în magazin să-l cumpărăm, mergem să-l cumpărăm din hipermarket, supermarket, îl comandăm la un prieten sau la o prietenă sau la chioșcu de lângă casă. Toate acestea devin în următoarea perioadă cea mai mare întrebare a tuturor gospodinilor care se pregătesc pentru sărbătorile pascale. Cred că trebuie să înțelegem dacă cumpărăm ingrediente pentru a face noi acasă produsele, nu facem rabat din punct de vedere la citirea etichetei chiar dacă ți se pare că este un ingredient care poate nu contează, că e praf de cop, că e praf de valinie, că e mai știu eu ce pe acolo, rom sau mai știu eu cum. S-ar putea romul să nu fie rom, când ne citim pe etichetă, s-ar putea ca praful de vanile să n-aibă vanile și să aibă doar aromă de sau un aditiv, un colorant sau un conservant care să ne dea iluzia, mirosul, gustul de a fi un astfel de produs. Așa că decât să facem mult și prost, mai bine facem puțin bine pentru familie și pentru masa de paște. Iar dacă discutăm despre produsele comandate online, să fim atenți cu privire la ingrediente, să fim atenți că au obligația Conform legii de a pune toate informațiile nutriționale, să aibă toate ingredientele, inclusiv ingredientele compuse. Iar când discutăm un cozonac cu nucă și cu ciocolată, nu trebuie să fie doar atâta. Acolo trebuie să apară ciocolata, câtă substanță uscată de cacao se regăsește în acel produs, câți aditivi dacă sunt și cât sunt. În rahatul respectiv, ce tip de ingrediente se regăsesc, făina de care este, toate aceste ingrediente sunt obligate de a fi afișate pe internet. Pe pagina de unde facem acea comandă, inclusiv informațiile nutriționale. Iar dacă mergem direct în magazin, într-un hipermarket, supermarket sau chiar lângă chioșcul de lângă casă, trebuie să fim atenți să citim eticheta, au obligația de a avea etichetă, inclusiv cu modul de depozitare, termenul de valabilitate, dar neapărat cu ingredientele. Iar ingredientele, nu uitați, sunt în ordine descrescătoare, ceea ce înseamnă că primul ingredient e în cantitatea cea mai mare ultimul în cantitatea cea mai mică. Iar la pască, dacă nu vom vedea acolo brânză și la brânza respectivă să vedem din ce fel de lapte este, s-ar putea să fie o mare țeapă. Iar când discutăm despre aceste produse care sunt până la urmă rături de ouă, lucru care ne face bucuria și ne aduce și sentimentul de sărbători pascale, cred că trebuie să fim mai atenți ce dăm copiilor, bunicilor, nepoților, prietenilor, vecinilor, colegilor și pentru noi. Așa că pentru a avea niște sărbători cât mai aproape de ceea ce ne dorim, niște sărbători cu adevărat care să ne bucure și să nu ne facă mai mult rău decât bine, să fim atenți. Citim eticheta, cerem bonul fiscal, utilizăm aplicația europeană de protecție a consumatorilor Infocons, care este gratuită pentru a ne informa, iar dacă cumva nu găsim produsul, avem acolo un dicționar și punem, dacă nu știm ce înseamnă un ingredient, în dicționarul de terminologie în cadrul aplicației și avem toate informațiile și tot acolo avem toate numerele de urgență în caz de Doamne ferește. Păstrăm bonul fiscal pentru a face o reclamație eficientă, ca cel care vine după noi să nu mai pățească ce am pățit și noi și astfel vom putea avea niște sărbători și bune, și liniștite, și sănătoase, dar mai ales cu o nouă atitudine.